Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, alături de un sobor de preoți, a sfințit sâmbătă 10 iunie 2023 clopotul mare din clopotnița parohiei Urșița Mironeasa, protopopiatul 3 Iași, județul Iași. Sfințirea a fost săvârșită după vecernia unită cu litia oficiată cu prilejul hramului bisericii Soborul tuturor sfinților din Urșița. La acest moment au participat numeroși enori iași, dar și credincioși din orașul Iași care au dorit să se roage împreună la acest ceas de sărbătoare. Părintele parohiei Emanuela Petre a menționat că noul clopot de 350 de kilograme a fost donat de părintele stareț Nicodim Gheorghiță. Am avut în mijlocul nostru pe preacuviosul părintele nostru stareț arhimandritul Nicodim la slujba vecerii cele mari unite cu litia, împreună cu soborul de preoți, acolo unde după rânduială am sfințit și clopotul donat de părintele stareț, părintele Nicodim, de la mănăstirea Hadâmbu, un clopot de 350 de kilograme care completează ceea ce noi, din puținul comunității, am adus în urmă cu 2 ani clopotul de 100 de kilograme. Și iată că bisericuța noastră și comunitatea noastră începe să înflorească prin binecuvântarea Maicii Domnului, prin ajutorul părintelui stareț, care a venit nu doar cu acest clopot, ci și cu odoarele aduse cu moaștele sfinților sau părticica din moaștele sfinților din Sinai și Rait și cu toate celelalte lucruri. Și iată că în ultimii 4 ani a fost înfrumusețată biserica de aici din Urșița, Duminica tuturor sfinților, acolo unde și Maica Domnului este ocrotitoare. Și nu doar biserica a fost înfrumusețată, ci și întreaga curte prin clopotnița ridicată, prin casa socială ridicată, casa în care desfășurăm activități cu elevii școlii, casa în care periodic mai oferim și câte o masă, încercăm săptămânal pentru cei 150 de elevi din cadrul școlii. Doresc să mulțumesc tuturor celor care s-au ostenit și tuturor celor care s-au implicat, dar în primul și în primul rând dau slavă lui Dumnezeu și Maicii Domnului, cele care și-a întins omoforul său și aici, în comunitatea noastră. Și trebuie să recunosc că fără ajutorul mănăstirii Hadâmbu și fără implicarea concretă a părintelui stareț aici, în comunitatea noastră, cred că astăzi nu am fi aici cu toate aceste lucruri și construcții făcute. Și bucuria pe care o am în suflet este aceea că îi văd pe oameni încep încet, încet să vină alături de noi. Este al 4-lea hram pe care îl rânduim aici, în satul nostru, al 4-lea an consecutiv, soborul tuturor sfinților. Și bucuria este, am văzut venind oameni de aici, din sat, din comună, și nu numai, ci au fost câteva mașini și din Iași. În parohia Urșița s-au întreprins din anul 2019 până în prezent mai multe lucrări de construcție și de înfrumusețare la Biserica Soborul tuturor Sfinților. În același timp s-a ridicat un așezământ social ce cuprinde și locuința pentru familia preotului paroh și o clopotniță. Părintele paroh Emanuela Petre a remarcat că toate aceste lucrări au fost susținute de către mănăstirea Hadâmbu prin dragostea părintelui stareț Nicodim Gheorghiță. În urmă cu 4 ani și jumătate, când am venit aici în comunitate, biserica era la roșu, cum s-ar spune, la cărămidă. Cred că mulți nu mi-acordau, chiar unii mi-au și spus atunci: părinte, nu cred că o să faci mare lucru aici. Dar iată că Maica Domnului, acolo unde a pus mâna, în 4 ani și jumătate, și cu bune, și cu mai puțin bune, și cu piedici, și cu valuri, am reușit cât de cât să înfrumusețăm biserica și prin policandrele puse și prin catapeteasmă și prin icoanele pictate și prin pardoseală pe care s-a făcut și prin strâni și toate celelalte lucruri. Ar fi foarte greu să le enumăr aici. Și apoi prin împrejmuirea curții, pentru că poate că este o lucrare nesemnificativă, dar să împrejmuiești 2000 de metri pătrați nu e foarte simplu. Apoi prin clopotnița ridicată,
prin cele două clopote pe care le-am urcat sus, clopotul de 100 de kilograme cumpărat cu ajutorul oamenilor din sat, din puținul fiecăruia, și apoi donația Părintelui Stareț, clopotul de 350 de kilograme, care a înfrumusețat această clopotniță prin sunetul clopotului care ne cheamă pe fiecare dintre noi la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și nu numai. Apoi prin construirea casei sociale, casă care poate găzdui 100 de persoane, iar cu adăugarea cerdacului încă 50 de persoane, acolo unde nu doar la hram, pentru că nu am făcut masa doar o dată pe an, ci acolo unde încercăm și în duminici, nu în toate duminicile, dar să facem cu ajutorul comunității și cu ajutorul și a oamenilor din celelalte orașe și județe, lucrăm în grădina lui Dumnezeu și pentru copiii din comunitate, dar și pentru întreaga comunitate. Parohia Urșița a reușit în ultimii ani să intensifice programele social-filantropice și activitățile cu tinerii, mai ales că școala din localitate se află lângă ansamblul parohial. Prin intermediul bisericii, oamenii de toate vârstele se bucură în primul rând de sfintele slujbe, săvârșite în locașul de închinăciune, iar în al doilea rând de numeroasele activități inițiate de către părintele parohiei Manuela Petrei, agape frățeș, pelerinaje și activități sportive. Deși ansamblul parohial a prins contur, mai sunt multe proiecte de care ar putea beneficia copiii dacă se vor găsi mâinile darnice care să le susțină.